Datorită implicării primarului Emilian Vâlcu, în acest weekend, Comuna Prunișor a îmbrăcat straie de sărbătoare. Ziua de 21 mai de Sfinții Constantin și Elena a reprezentat pentru prima dată un prilej de bucurie pentru cetățeni și de promovarea tradițiilor comunității din care fac parte primarul Comunei Prunișor, Emilian Vâlcu, a arătat că se poate face administrație în folosul cetățenilor, iar de la preluarea mandatului, acesta a luat în piept toate problemele pe care comunitatea pe care o conduce le avea. Însă primarul nu a uitat niciodată de bunăstarea cetățenilor și cu ocazia zilei de 21 mai, Sfinții Constantin și Elena au organizat un eveniment inedit cu muzică și jocuri pentru copii. Ca întotdeauna alături de oameni a fost și președinte Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, care susține aceste evenimente, fiind o adevărată bucurie pentru mehedințeni. De asemenea, au fost prezenți și Prefectul Județului Alini Suf, Vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru, Viceprimarul Municipiului Drobeta Turnu Severin Cristian Mură, Senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu, Deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă și Secretarul de Stat Bogdan Simcea. Atmosfera a fost destinsă de artiști consacrați care au făcut deliciul serii. Topoganul gonflabil a fost o încântare pentru cei mai mici locuitori ai comunei, iar artificiile de la finalul evenimentului au fost impresionante. Se pare că a ieșit soarele și peste Comuna Prunișor, iar cetățenii pot respira liniștiți acum că la cârma primăriei a ajuns un om care își dorește să dezvolte localitățile de aici și să îmbunătățească condițiile de viață ale oamenilor din zonă.